Haideți să discutăm câteva cuvinte astăzi despre relații. Relațiile interumane. Toată lumea știe că atunci când ai o relație cu un om, sau între un bărbat și femeie, sau băiat și fată, sau copil, lași și copiliță, sunt relații interumane. Dar ce faci când fata începe să spună niște aberații pe gură? Vrea să te cunoască, dar începe și spune: sunt într-o semi-relație. Cum? Sunt într-o semi-relație. Cum vine asta? Păi stau în aceeași casă, bloc, apartament sau cum vrei să-i spui, cu un băiat. Și avem semi-relație. Ne vedem amândoi în aceeași casă, în același apartament, ne întâlnim la masă, când și când mai ieșim la un restaurant sau un bar sau la un chef, ca să îngățăm ori un băiat, ori o fată. Cum? Da, semi-relație. Mă gândesc la el, mă gândesc la ea. Știi? Așa, simplu. Cum? Ești într-o semi-relație. Și mai vrea să încerci cu altcineva? Bă, mă lași. Semi-relație. Terminăm cu semi-relația. Trecem la o relație de lungă durată cu băiatul cu care stau în bloc, casă și apartament. Da? Și ești într-o relație de lungă durată, pentru că suntem amândoi în același apartament, în aceeași casă, în același bloc. Și chiar dacă unul dintre ei, hai să spunem, proprietarul, celălalt chiriașul, avem o relație de lungă durată. Eu de la tine, din casă, nu plec. Înțelegi? Cum? Da, e o relație de lungă durată. Mai termin cu relația de lungă durată pe care fata sau băiatul o dorește. Nu mai mă împac cu ea, nici la sfânt așteaptă. Și terminăm și trecem mai departe. Apare și un al doilea el, știi? Sunt sau a doua ea. Mă gândesc la el, sunt la el în casă, vorbesc cu el, știi? Și sunt într-o semi-relație. Știi? Sau sunt într-o relație de lungă durată, mă gândesc la el, mă gândesc la ea, știi, vorba cântecului, uite așa. Știi? Și mai trece un timp. Mă gândesc la el, la el care? Ăla cu care ai semi-relație sau ai o relație de lungă durată. Sau ea care are o relație de lungă durată, stai că n-am înțeles. Și ieșiți împreună la discotecă, bar, satul comunal sau ce mai știu eu, sfatul comunal și alte cele, cluburi,
casa agățați, ori un băiat pentru ea, ori un băiat pentru el. Cum vine semi-relații și cum vine o relație de lungă durată? Că chiar nu înțeleg cum vine asta. Știi, adică, după care se gândește la el, știi, sau la ea, sau se gândește la el sau la ea, dar care el, care ea, practic o relație complicată de trio. Ori doi de ea în relație, ori doi de el în relație. Și dă o ecuație proastă. Păi dacă ești în semi-relație sau într-o relație de lungă durată, în care numai tu vezi relații de lungă durată, sau numai tu vezi numai semi-relație. Interesant, nu? Mie mi se pare o aberație până și ecuația de gradul 2 la matematică e mai deșteaptă decât semi-relația sau relația de lungă durată pe care o văd eu și celălalt nici măcar nu o vede. Mai mă împac eu cu ea când o zbura orice afară din casa mea sau porcelul din casa mea. Pentru că asta e viața. Unul a fost porc și unul a fost... N-am văzut. Știi? Chiar. Cam așa e cu semi-relația, cu relația de lungă durată pe care, în care unul sau celălalt nu ies sau nu văd sau mai știu eu ce. Și ieșiți la o pizza și la o cafea. Da, ieșim și la o pizza și la o cafea. Să ne găsim pe cineva. Interesant. Vă las o zi plăcută în continuare.